Domnule director, ne aflăm în câmp, în plin proces de muncă. Ce se întâmplă exact aici astăzi la Gădinți? Am declanșat recoltatul la greu la ferma Gădinți. Clar că este o zi fericită pentru noi, atâta timp cât vezi că reușești să recoltezi munca de peste un an, clar că nu poate fi decât bucurie. Față de, și neajunsurile care le-am avut în ultima perioadă, cu vremea foarte capricioasă, deci de la o secetă profundă, a venit vijelia, care o parte din culturi, cum avem ferma de pe Botești, grâu calamitat 50%, dar alții au avut-o și mai rău, cel puțin la cultura de rapiță, chiar până la 80 sau 100% pierdută cultura. Cum ziceam, clar că azi este o zi fericită, mai mult de atât că nu poate să fie decât când vezi că grâul curge în mijloacele de transport și de-abia atunci poți să spui că ai încheiat un ciclu tehnologic. Ce suprafață e aici pe care o recoltați astăzi? La ferma Gădinți, total suprafață avem 600 de hectare, din care grâu 300. Am mai avut 240 de hectare de rapiță pe care am recoltat-o de pe Gădinți. Deci suntem la începutul recoltării culturii de grâu. Pregătiți să achiziționați alte noi terenuri sau, să luați în arendă terenuri mai multe? Deci, pe zona Gădinți, noi lucrăm, suprafață care este pretabilă, mecanizat și productiv, e cam tot ce se poate. Spuneați mai devreme de neajunsurile pe care vi le-a provocat vremea capricioasă. Cum au reacționat oamenii cu care colaborați? Cum au reacționat după ce s-a întâmplat această problemă cu inundațiile? Clar că fiecare și-a făcut din nou socotelele în ceea ce privește activitatea economică, fie că exploatația e mare, mică. La nivelul nostru, în afară de secetă, nu pot să zic că acele ploi ne-a afectat foarte mult. Cum spuneam, o tarla de pe Botește a fost bătută de gheață. Avem și porumb peste 200 de hectare bătut de gheață, dar sperăm că acolo, prin tratamentele care le vom face, porumbul își va reveni. Normal, pierderi vor fi, nu va avea capacitatea maximă de producție. Dacă, cum sunt anunțate în zilele următoare, din nou vijelii și furtuni, nu știm ce ne poate oferi vremea în zilele următoare. Așa că am luat toate măsurile, ne-am mobilizat să lucrăm pe două formații. De obicei lucrăm centralizat la recoltat. Acum avem o formație de 4 combine pe Botești. Aici lucrăm cu 3 combine, astfel încât să putem, până sâmbătă seara, când se anunță din nou alte furtuni, să putem lua cam tot ce putem. Cam cât vă așteptați? Care e așteptarea? Cam cât veți scoate la hectar în această zonă în care suntem aici? Deci, probabil aici n-am făcut, de-abia suntem la început, dar la o estimare făcută va fi 6.000-6.500 de kilograme. Deci, la condițiile anul acesta, o producție foarte bună. Avem un soi pe G202 care este foarte productiv. Ăsta, în condiții normale, produce peste 8 tone, 8 tone jumătate. Am obținut ani din urmă producții de genul ăsta. Vine cultura, cel puțin în tarlaua în care sunt, după o cultură de mazăre, care este o foarte bună premărgătoare pentru grâu, și lucrul ăsta se vede clar în tarla. Mai departe, pentru cei care nu știu și inclusiv pentru mine, ce se întâmplă cu toată această producție? Deci toată producția merge la siloz roman, unde este condiționată și își urmează cursul de valorificare. Parte din ea merge la cei care au teren în arendă, contravaloarea arendă, iar restul o valorificăm pe piața internă sau externă.
În colaborarea cu statul român există un sistem de vânzare-cumpărare? Nu mai există de mult asemenea lucruri. Nu vă susține statul deloc? Nu. Deci, în general, vindem la traderii din Constanța. Avem avantajul căii ferate, care ne mai reduce cheltuielile de transport, astfel încât cam tot ce adunăm, livrăm în Constanța. Și de acolo, mă rog, iau diferite căi de export, funcție de cum au și dânsi și contractele. Domnule director, vă mulțumim foarte mult și mult succes în această activitate! Mulțumim mult și repet, chiar este o zi astăzi fericită pentru noi. Sperăm să ne mai țină vreo 2-3 ca să putem strânge roadele în totalitate.